O familie disfuncțională. Plec, Paul. Mă mut. Un tată neputincios. Tata m-a părăsit când eram mic. Habar n-am ce înseamnă o familie. De am și lăsat-o pe maică-ta să le rezolve pe toate, pentru că... O mamă ajunsă la exasperare... Ești un egoist. Nu-ți pasă decât de persoana ta. Restul poate să se ducă dracu, nu? Care caută alinare în brațele unui coleg. Mamă, Liliana are 16 ani. Are nevoie de tine. Are nevoie de tată. Te rog eu, convinge-l pe tata să se întoarcă și uită de bărbatul ăla cu care ești. Un băiat furios care încearcă să-și apere familia. Paul și-a făcut-o cu mâna lui. Trebuie să învețe cumva, că nu e bine să facă... Iar tu ar trebui să înveți să nu te mai culci cu primul venit, mamă! O fată de 16 ani care se vede deodată părăsită de toți. Umbli cu timp mai mare acum? Ce dracu faci cu viața ta? Liniana are 16 ani. Trebuie să ai și tu grijă de ea. Habar n-am cu cine umbli, pe unde? Nici că te-ai interesat. Să înțeleg că el e Vasile. Da. Și altul mai ca lumea nu-ți găsei? Umblă vorba prin cartier că Vasile ăsta are planuri mari cu sora ta. Știi cu ce se ocupă prietenul ăsta al tău mai nou? Zici, știi? Vor mai reuși oare să iasă la liman? Paul este elev la un liceu din București, unde studiază și sora lui mai mică, Liliana. Chiar dacă nu se omoară cu învățătura, Paul se străduiește să nu absenteze, mai ales că anul viitor va susține bacalaureatul. Augustin și Ana, părinții celor doi, găsesc motiv să se certe din absolut orice. Fire mai blândă, Augustin nu ripostează niciodată la reproșurile soției, crezând că astfel păstrează armonia în casă. Păi nu care cumva să speli și tu odată vasele? Da, mă, dar mă duceam până la toaletă și mă întorceam să le spăl. Da, bine. Lasă-le acolo, că le spăl eu când mă întorc de la muncă. Păi bune, mă întorceam imediat. Bine. În ultima vreme însă, Ana este mai mereu absentă de acasă și preferă să se vadă cu Sabin, un bărbat de care s-a îndrăgostit în urmă cu câteva luni. Într-o zi, profitând de o pană recurent la serviciu, Augustin se întoarce mai repede acasă. Bine dispus, îi cumpără soției un buchet de flori, însă, din păcate, va avea parte de o surpriză cu totul neașteptată. Ce-i cu tine acasă la ora asta? Ești cu cineva? Eu am plecat. Dacă e ceva, am spus la birou. Vorbim mâine, da? Sigur, te sun. Hai să te conduc. La revedere. Ai mâncat ceva? Să spun ceva, l-a încălzit? Cum ai putut să-l aduci pe bărbatul ăla aici? Cine, Sabin? E un coleg de birou. Mă ajută cu o expertiză contabilă. Unde, în dormitor? Ana, dacă n-am spus nimic până acum, asta nu înseamnă că nu știu ce se întâmplă. Adică? Adică pleci de vreme de acasă, vii târziu. Pentru că am foarte mult de muncă la birou. De asta. Gata, Ana. Până aici. Gata. Trebuie să-mi spui exact ce se întâmplă. Am dreptul să știu adevărul. Vrei să-ți spun adevărul? Azi mi-aduci flori. Dar de ani de zile nu m-ai mai scos nicăieri. Casă și muncă, casă și muncă. Asta faci tu de ani de zile. Și m-am cam săturat și eu, să știi. De-aia l-ai adus aici ca să-mi demonstrezi ceva? A fost o greșeală. Și acum ce ai de gând să faci? Ce ai tu de gând să faci acum? Nu credeam că lucrurile o să ajungă aici. Trebuie să mă gândesc ce fac mai departe. Mă doare însă că Ana nu s-a gândit la copii. Dacă veneau mai devreme de la școală și îi găseau în casă. După câteva ore, când Paul se întoarce de la școală, îl surprinde pe Augustin împachetându-și hainele într-un geamantan. Ce faci, tată? Pleci în vacanță și nou nu ne spui? Tată, ce se întâmplă? Plec, Paul. Mă mut. Cum adică pleci?
Te-ai certat cu mama? Ascultă, nu vreau să vă implic și pe voi în treaba asta. Sunteți încă niște copii. Hai mă, tată, că nu mai sunt copil de mult. Știi că poți să-mi spui. Ți-ai găsit pe altcineva, asta-i. Cine, eu? Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.